Noi, ca misiune, ne ocupăm de relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În această perioadă, deci, eu am un sentiment de satisfacție și de împlinire pentru că s-a reușit niște lucruri foarte importante pentru relația noastră cu Uniunea Europeană. Deci, în perioada asta s-a semnat acordul de asociere, după cum cunoașteți, care se implementează deja de peste 2 ani. S-a liberalizat regimul de vize, deci dialogul cu Uniunea Europeană este bun, atât politic, dar și în diferite domenii, sectoare. Deci, cred că am ajuns la o maturitate în relația cu Uniunea Europeană. Cel puțin asta o văd eu și o simt eu aici la Bruxelles. Poate și dumneavoastră aveți, eu știu, opinia dumneavoastră și cum credeți că se dezvoltă această relație. Dar după mine este o relație foarte pragmatică. Deci noi fiind în cadrul parteneriatului estic cu alte 5 state din regiunea noastră, am avut posibilitatea de a lansa aceste negocieri pe acordul de asociere, după aceea pe liberalizarea regimului de vize și, iată, acestea sunt două lucruri care eu cred că sunt cele mai importante în relațiile pe care le-am atins noi în ultima perioadă cu Uniunea Europeană. Și suntem, până la momentul de față, unicul stat din parteneriatul estic care are regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Un lucru foarte important, la Chișinău, uneori, sau nu la Chișinău, dar în Republica Moldova, uneori lumea deja. Și este firesc lucrul ăsta, să-l ia ca atare, adică ai pașaport și te duci în spațiul Schengen pentru că ai pașaport biometric și n-ai nevoie de vize și asta este ceva firesc. Și lumea s-a obișnuit și uită de chestia asta, dar vreau să vă spun că eu comunic cu ambasadorii, de exemplu, a Ucrainei și a Georgiei la Uniunea Europeană. Deci ei depun atâtea și atâtea și atâtea eforturi diplomatice și politice și de comunicare și de tot felul pentru ca să obțină această liberalizare a regimului de vize pentru ei și încă nu este nici până în ziua de astăzi și nu este clar când se va întâmpla. Deci este o realizare lucrul ăsta, liberalizarea regimului de vize, deci avem posibilitatea să călătorim mai liber în Europa. Sigur că este și a doua parte, să zic eu, sau a doua parte a doua față a monedei, atunci când lumea zice că trebuie să ai cu ce călători, deci să ai. Dar asta este, mă rog, deja într-un fel al doilea aspect și care ține de bunăstare și acum deci din perspectiva asta vă ziceam că eu cred că lucrurile stau bine pe agenda noastră. Au fost, trebuie să fiu sincer, au fost urcușuri și coborâșuri în relațiile cu Uniunea Europeană, deci crizele noastre, de exemplu, în anul trecut, în 2015, schimbări de guverne, totul ce era în presă, ați văzut, cunoașteți, ați scris, ați spus, ați vorbit despre asta. Deci lucrul ăsta, sigur că n-a putut trece fără urme în relația cu Uniunea Europeană. De exemplu, către sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, era foarte mare dezamăgire în instituțiile europene, în statele membre, deci capitalele europene, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la noi, ce s-a întâmplat la Chișinău, în Moldova. Și exista această dezamăgire. Și era și îngrijorarea, bineînțeles, cu ceea ce se va întâmpla mai departe. Țineți minte foarte bine protestele din stradă. Deci Uniunea Europeană era îngrijorată, era și dezamăgită un pic de ceea ce s-a întâmplat la noi și unde s-a ajuns, deci inclusiv cu frauda bancară sau în primul rând cu frauda bancară. Cred că frauda bancară a fost, deci nu picătura care a umplut paharul, dar
tona de care a umplut, nu știu, un vas mai mare, da, ca un vagon sau nu știu ce de așteptări și de frustrări. Respectiv, deci era o situație de expectativă din partea lor, de așteptare, de îndoieli, de îngrijorare. Deci toate sentimentele astea erau în capitalele europene și în instituțiile europene vis-a-vis de noi. Acum, deci, ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an, deci ei au urmărit foarte atent evoluțiile, au urmărit progresul, deci, a ceea ce s-a întâmplat, deci, această foaie de parcurs pe care am agreat-o cu Bruxelles. Deci, noi am raportat, sau mai bine zis, autoritățile au raportat foarte, foarte, deci, detaliat ce am făcut noi pe chestiunea asta. Și, ei au apreciat efortul autorităților de a stabiliza situația. Eu înțeleg că la Chișinău și în Republica Moldova stabilizarea poate fi interpretată diferit. Eu m-am văzut și cu o lume care reprezintă diferite forțe politice aici, veniți de la Chișinău, din Moldova. Scuze că eu uneori spun Chișinău, dar când spun Chișinău mă refer la toată Moldova. Deci și lumea, și eu citesc presa și știu foarte bine care sunt sentimentele acasă, dar dincolo de aceste sentimente și viziuni politice care sunt, eu cred că Uniunea Europeană, pe bună dreptate, era îngrijorată să nu fie derapaje prea mari care ar aduce prejudiciu ordinii publice și etc. Ar pune sub semnul întrebării și alte proiecte. Deci de asta Uniunea Europeană a fost foarte fermă pe niște condiții de relansare a acestei relații cu noi. Deci a fost acel Consiliu Afaceri Externe în februarie, în februarie curent, când ei au pus o serie de condiții pe care noi trebuie să le îndeplinim, să le facem, să le așa implementăm. Inclusiv era și situația cu dialogul cu femeii, restabilirea și, de fapt, deci încheierea unui acord cu femeii. Deci lucrul acesta s-a întâmplat, n-a fost simplu, după cum cunoașteți, că veniți de acasă, știți că au fost multe eforturi, iarăși lumea poate avea aprecieri și să dea deci, opinii diferite, dar deci, din ceea ce eu comunic, nu doar cu Chișinău, dar din ceea ce comunic cu colegii de aici din instituțiile europene și din state membre, deci situația acum este, și din perspectiva lor, situația acum la Chișinău, în Moldova, este stabilizată, este relansată relația cu Uniunea Europeană. Deci ceea ce autoritățile au promis să îndeplinească, au realizat această foaie de parcurs, inclusiv decizia de luni a bordului femeii, deci de a avea program de țară cu noi, confirmă că, iată, sunt livrate, să zic eu așa, deci rezultate pe ceea ce am convenit cu Uniunea Europeană și cu femeii. Și lucrul acesta, cred, este benefic nouă, dar și relații cu Uniunea Europeană. Sigur că, iarăși, la Chișinău sau în Moldova, opiniile pot fi diferite, mai ales că acum este foarte activă viața politică de acasă, dar eu operez cu ceea ce avem în dialog cu Uniunea Europeană, cu ce vorbim cu partenerii de aici. Deci, ei cred că total, nu le-au trecut acele sentimente care erau la început de an, de îngrijorare și de un fel de așteptare a să vedem ce fac moldovenii, dacă țin de cuvânt sau nu.
Deci lucrul ăsta probabil că încă persistă un pic de îngrijorare și reținere și, cum să zic eu, nu-i... Poftiți? Punerea noastră. Da, da. Deci, într-un fel, o expectativă din asta totuși încă există, probabil, pentru că șocul, bănuiesc eu, a fost prea mare și decepția a fost prea mare. Și frauda bancară cred că a pus capac la toate chestiile astea. Deci, dincolo de ceea că lumea aici înțelegea că sunt probleme la noi în domeniul luptei cu corupția, în domeniul reformei justiției, deci înțelegeau că se fac reforme, dar poate nu sunt suficiente sau nu sunt suficient deci luptă împotriva corupției, puteți? De efective. Da. Dar cred că ceea ce s-a întâmplat în sfera bancară pur și simplu deja a atins limita acolo, flexibilității și înțelegerii lor și respectiv, deci au fost foarte și foarte tranșanți în acest sens cu noi și sunt în continuare. Deci vreau să vă spun că în discuțiile chiar care le avem și acum, deci ei recunosc progrese în ceea ce ține, de exemplu, de implementarea a acordului și a foii de parcurs, ce am convenit cu ei. Sigur că este ceea ce spun și autoritățile noastre, că acum este foarte important ca ceea ce a fost aprobat ca și legislație și, mă rog, cadrul, deci, legislativ, să fie implementat. Deci este foarte important implementarea atât a acordului asociării cât și a ceea ce s-a realizat în foaia de parcurs și așteaptă în continuare rezultate pe frauda bancară. Deci să fie investigație totală până la capăt, să fie penalizată lumea care a fost implicată, deci pentru că ei înțeleg că deci astfel de de lucruri, de fenomene, de crize sau de fraude, deci înseamnă mult mai multă lume implicată și respectiv cer ca să fie atât penalizat lumea care se face vinovată de această fraudă, cât și recuperat pe cât de posibil mai mult bani să fie recuperați în urma investigațiilor pe care le facem. Dar trecerea miliardului pe seama cetățenilor, cum a fost apreciată? Bine, ei nu ne-au dat un careva un verdict, să zic așa, o opinie foarte nuanțată pe chestiunea asta. Deci noi am informat partea UE despre ceea ce s-a făcut la noi. Ei au luat notă de aceste acțiuni ale noastre. Pentru ei, la fel, este important ca ceea ce facem noi în domeniul financiar bancar să fie în consonanță sau să fie în armonie cu ceea ce discutăm cu FMI-ul și acest program, pentru că în cazul FMI era foarte important, deci tocmai sectorul financiar bancar să fie însănătoșit, ca să fiu așa mai nuanțat, să nu se mai permită asemenea chestiuni pe viitor și să fie, deci, atât mai puternic sectorul financiar bancar, să fie, dar și mai previzibil. Și, deci, în sensul ăsta, ei nu ne-au dat o notă sub aspect de ce s-a făcut, cum s-a făcut pe chestiunea pachetului cu financiar bancar, dar ei vor ca lucrurile astea pe care le facem noi să fie convenite împreună cu FMI-ul și atunci ei
ei vor sprijini, deci, acțiunile care vor fi ulterioare atât a FIMIU, cât și din partea lor, pentru că deci ei deja de iată, anul trecut, anul ăsta, nu ne acordă sprijin direct bugetului, deci deoarece a fost această criză și fraudă bancară și respectiv ei nu aveau certitudinea că și așteptau condiționau acordarea asistenței financiare țării noastre cu încheierea unui acord cu FMI și respectiv iată această știre bună a fost acum luni și deja Uniunea Europeană urmează să decidă asupra. Ar putea după această decizie a FMI să apare doritori de a veni cu investiții în Republica Moldova, în domeniul economic? Nu, investiții este o chestiune de durată. Deci, ceea ce se va întâmpla acum după decizia FMI, asta înseamnă că mai multe instituții financiare vor fi gata să acorde sprijin financiar Republicii Moldova. În cazul Uniunii Europene, deci noi vorbim despre două modalități de sprijin financiar pe care noi îl avem cu FMI. Deci asta sunt programele care sunt suport direct bugetului. Deci ceea ce a fost stopat anul ăsta și anul trecut. Deci astea sunt bani în bugetul național pentru diferite domenii. Deci lucrul ăsta va fi reluat și sper că până la sfârșitul anului să se reușească să se deburseze o parte din această asistență. Ulterior, eventual pe parcursul anului viitor, deci ar fi o altă posibilitate care ar avea o Uniunea Europeană să ne sprijine financiar pe lângă suport direct bugetului, deci este așa numită asistență macrofinanciară, iarăși aici sunt bani care sunt dați atât ca și granturi, dar și împrumuturi la rate foarte și foarte convenabile. Dar cât ține de investiții, deci astea sunt, trebuie să existe proiectele respective, trebuie să existe interes, trebuie să existe acasă, trebuie să existe deci mediu favorabil pentru business, pentru afaceri, pentru investiții. Deci asta e un exercițiu un pic mai complex și aici deci, trebuie să fie proiecte, după cum ziceam, trebuie să fie interes din partea investitorilor străini, să fie și business privat, să fie și deci, sprijin din partea unor instituții financiare, inclusiv bancare din partea Uniunii Europene, deci, dar astea sunt un pic altceva. Care ar fi relațiile culturale a Republicii Moldova cu Belgia, spune? Da, deci aici în Bruxelles sunt două misiuni. Republica Moldova are două misiuni, deci suntem noi aici, care suntem misiunea pe lângă Uniunea Europeană și ne ocupăm de relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, deci cu instituțiile Uniunii Europene, Comisia Europeană, cu Parlamentul European, cu Consiliul, statele membre UE. Și este ambasada, care este exact peste perete. Ambasada se ocupă de relația cu Belgia și Luxemburg. Ei sunt acreditați de aici și pentru Luxemburg. Și la fel ei acoperă dosarul relației cu Republicii Moldova cu NATO. Deci noi nu ne ocupăm de Belgia ca atare, respectiv nici de relațiile culturale, dar știu că ambasada deci are diverse proiecte, inițiative, inclusiv în domeniul cultural, de a promova cultura aici în spațiu deci țărilor de acreditare. Ceea ce noi, ca misiune,
avem în, 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 în gestiune este acest program Europa Creativă, care a fost semnat între Chișinău și, și Bruxelles, între Republica Moldova și, și Uniunea Europeană, deci unde acest program oferă posibilitatea deci, participării noastre la diferite evenimente, inclusiv sprijin pentru, pentru participanții noștri la tot felul de evenimente cu, de natură culturală. Știu că există proiecte, de exemplu, în cinematografie, în, în diverse arii. Și există, deci, iată această posibilitate de Chișinău acasă, lumea, iarăși Ministerul Culturii gestionează acest dosar, deci cred că cei care sunt interesați pot inclusiv prin intermediul Ministerului să acceseze, eu știu, informațiile care sunt, cu certitudine este foarte mult și prin, și pe, și prin rețelele sociale și prin internet, adică există potențial. De ce Republica Moldova nu ia ca țările baltice pe același parcurs european? Bună întrebare. Deci, statele baltice deja au luat-o înainte și sunt state membre. Au fost, cred că, circunstanțe diferite și probabil politice și geopolitice și de altă natură, care au permis statelor baltice să se miște atunci cu pași rapizi spre Uniunea Europeană și cu reforme. Care e cauza că la noi lucrurile merg mai încet? Care e cauza? Nu știu care e cauza. Cauza este că clasa politică nu este gata pentru a face toate reformele. Vedeți că ziceam că nu o să vă pot pronunța despre clasa politică de la Chișinău. Deci așa au fost realitățile, că după destrămarea URSS-ului, deci țările respective, având și un sprijin foarte puternic din partea vecinilor care erau state membre, și acolo era poate clasa politică mai pregătită și mai fermă în decizii și s-a reușit să meargă, deci, pe proiectul european mai devreme și înaintea noastră. Pași mai avansați. Da, și la noi, deci, avem ce avem. Acum, sigur că chestiunea cu aderarea la Uniunea Europeană este destul de complexă din cel puțin din două perspective. Deci este important ca țara care vrea să adere la Uniunea Europeană să întrunească toate criteriile de aderare, să fie pregătită să adere, deci atât din perspectivă a dezvoltării statului de drept, democrației, deci tot ce înseamnă democrație, dar și economic și economie de piață, etc. Asta e o chestiune care este importantă și uneori greu de realizat. Dar este și a doua chestiune, care la fel este greu de realizat, este să fie statele membre, să fie gata să accepte un nou stat membru. Iar lucrul ăsta, după cum ziceam, tot este destul de dificil, pentru că este această, cum se numește ea, oboseală de extindere, fatig, așa se numește. Și este și altă chestiune, că trebuie totuși să avem și niște așa numită, cum se spune, perspectivă europeană, adică lumea din statele membre, deci Uniunea Europeană,
cu statele sale membre să recunoască deci, perspectiva sau statut de candidat pentru Republica Moldova de a se integra în Uniunea Europeană. Lucrul acesta noi încă nu-l avem. Deci chiar statut de candidat, ca să ai statut de candidat, deci trebuie să mai așteptăm, să ne facem temele și ei să fie dispuși să ne acole acest statut, pentru că ei acum încă nu sunt dispuși să ne acole acest statut. La ce capitole Republica Moldova este mai reticentă? Întârzi. Haideți să vă răspund altfel. Deci, prin semnarea acordului de asociere și implementarea acestuia, care vizează toate domeniile, deci politic, democrație, deci dezvoltare economică, etc. Deci, implementarea acestui acord ar putea, adică în mod normal ar trebui să ne pregătească pentru următoarea etapă, deci în avansarea calitativă spre Uniunea Europeană, adică să obținem un statut de candidat, de exemplu, țară candidată, și atunci se intră în negocieri de aderare, care sunt iarăși destul de complexe, și atunci se merge pe capitole, pe justiție, pe afaceri interne, pe unii. Deci, unde noi rămânem în spate, greu de spus, pentru că, în general, noi avansăm în implementarea acordului de asociere. Dar iată chestiuni de genul ceea ce se întâmplă la noi și unde suntem cel mai mult criticați, de exemplu, corupția. Deci, situația cu sectorul bancar. Iată, lucrurile astea, sigur, deci astea sunt cele mai dificile sectoare, unde noi trebuie să livrăm mai mult. Deci, reforma justiției, ceea ce au zis dumneavoastră de la interlocutorii noștri europeni, când vin acasă sau când spun, deci despre necesitatea unei justiții independente, despre necesitatea, deci, reformei în justiție. Depolitizare. Despre necesitatea, deci, combaterii corupției. Deci, astea sunt zonele și sectoarele unde noi mai avem de lucrat și avem de înregistrat performanță. Rezultatele... Dar dacă facem abstracție declarațiile politicienilor despre data când ar fi bine să depun în cerere, cum crezi dumneavoastră? Cam în câți ani am putea fi depun în cerere de aderare? O estimare. Dar măcar aproximativ așa, măcar 5 ani sau 2 sau 1. Da. Fără să încont politicienii și declarații, dar reală. Din punct toată perspectiva asta reală, ca să nu fim refuzat chiar din prima. Deci, noi vom putea depune o cerere de aderare atunci când lucrurile vor merge bine. Deci atunci când, iată, chestiunile astea care nouă ne le raportează că avem probleme, deci nu vor exista, că corupția există oriunde, dar să fie, adică, la o anumită limită, deci, permisibilă, să zic eu așa. Deci, de asta, cred că nu o să vă ajute cu nimic, eu cred. Dacă eu o să vă spun că peste nu știu câți ani sau peste nu știu, pentru că noi nu cunoaștem ce o să fie peste un an, doi, trei, mâine, sub aspectul, de exemplu, corupției sau a justiției. Pentru că eu pot să fiu un visător și să spun că peste 2 ani la noi o să fie totul excelent și atunci noi o să putem să depunem. Dar asta, nu știu, este lipsit ca, cum zic eu, nu că temei factologic, dar sunt niște lucruri care trebuie să fie niște premise obiective ca să facem lucrul ăsta. Era perioada
Când, deci până la crizele noastre politice și bancare și de tot, era când Republica Moldova era, se vorbi despre o istorie de succes în parteneriatul estic, deci chiar și atunci, nu cred că aici lumea, dar nu numai aici, în sens de Bruxelles, dar în statele membre, ei nu cred că erau pregătiți ca noi să depunem cerere. Chiar și atunci când noi eram istorie de succes, denumiți sau porecliți sau nu știu cum. Cu toate că eu cred că noi în continuare suntem, depinde cum ne uităm la istorie de succes. Dacă ne uităm în comparație cu alte state, eu cred că noi avem realizări foarte bune. Deci, iată, vă ziceam despre liberalizarea vizelor. Nu vă imaginați cât efort depune Georgia și Ucraina să obțină aceasta. Dar noi, iată, suntem deja... Ar fi bine să mergem de sine stătători, să facem tot posibil pentru a deveni candidat și mai departe? Sau mai comod și mai bine ar fi în bloc cu Ucraina și Georgia? Da, eu cred că noi ne avem soarta noastră și meritul nostru și clasamentul nostru și calitățile noastre și eu cred că noi trebuie să mizăm pe noi și să mergem când suntem, cum am mers pe vizii și pe alte chestiuni, să mergem noi de unii singuri când este posibil. Și deci asta în principiu ar fi posibil, dar sunt și aici raționamente politice mai mari, să zic așa, și vă explic. Deci, iată, ăsta este un exemplu când în cazul nostru a funcționat chestiunea cu liberalizarea regimului de vizi. Deci, nu, cu toate că eu țin minte, eram la Ministerul de Externe, la Chișinău, până a fi lansat planul de acțiuni, când a venit Cecilia Malmström, că atunci era comisar pentru afaceri interne și ne-a dat acest plan de acțiuni. Deci atunci discuțiile erau cum să procedeze Uniunea Europeană cu aceste state din parteneriatul estic, cu planurile de acțiuni. Să ne dea separat, la toți, odată, cum să procedeze. Și atunci, deci, pentru că statele membre tot discută în interiorul Uniunii Europene și decid asupra unei politici regionale sau unei abordări regionale. Și atunci, deci, sunt situații când Uniunea Europeană deci gândește și ia decizii de ordin regional, de ordin macro, așa să zic eu. Și aici sunt niște realități. Noi nu putem face abstracții de aceste realități. Ne place sau nu ne place. Deci, să fim foarte sinceri, Uniunea Europeană are un interes mare, de exemplu, în regiune și foarte mare parte este conectat la Ucraina. Pentru că este un stat mare, cheie, important, din mai multe perspective, inclusiv securitare și de alt ordin, și mai ales în contextul relațiilor cu Rusia și ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei. Și uneori noi suntem în situația de a fi puși la pachet, în mod obiectiv vorbind. Deci nu trebuie lucrul ăsta să ne jeneze sau să ne sperie sau să ne deranjeze cumva, poate să nu ne placă, dar asta este. Deci noi suntem plasați într-o regiune și Uniunea Europeană își elaborează politicile sale pentru o anumită regiune. Și noi, și de aici și-a apărut în 2009 acest parteneriat estic, deci, pentru că este politica europeană de vecinătate a Uniunii Europene și este dimensiunea sudică și este dimensiunea estică. Și noi am fost puși în acest coș, iarăși, nu trebuie să ne deranjeze lucrul ăsta, pentru că asta este realitatea. Am fost puși în acest coș sau în această politică europeană de vecinătate, dimensiunea este, care se numește parteneriatul este, care dă avantajele
sale, poate și niște dezavantaje sunt, pentru că se uită la noi, se uită la noi nu exact pe noi sunt cu ochii, dar se uită la regiune. Dar asta este politica mare. Deci ei, și atunci noi am putea beneficia, de exemplu, de mai mare atenție atunci când suntem într-un coș cu Ucraina, deoarece ei au un interes sporit față de Ucraina și față de această regiune, datorită scării și datorită mărimii, deci suprafață, cu populație, potențial economic, etc., a Ucrainei. Și noi când suntem luați într-un pachet cu Ucraina, putem beneficia, pentru că dacă s-ar uita separat la noi, poate s-ar uita cu mai puțină atenție. Dar așa, deoarece se uită cu atenție sporită față de Ucraina și față de regiunea respectivă, deci noi beneficiem de această atenție politică și diplomatică din partea Uniunii Europene. Pe de altă parte, este important ca această punere la pachet a noastră în regiune să nu fie și în detrimentul nostru, ca să ne lege de... Dacă Ucrainei, de exemplu, îi merge greu cu viza cu liberalizarea regimului de vize, de exemplu, eu dau un exemplu concret și real. Deci dacă la ucraineni mai durează procesul cu liberalizare, deci nu ne lege pe noi de dânsi, pentru că noi putem avansa mai repede. Noi suntem mai puțini, noi suntem mai performanți, mai nu știu cum, mai chestii. Deci mai repede se fac niște lucruri. Deci linia, de exemplu, de comandă sau nu știu cum. Deci este mai scurtă, pentru că suntem mai puțini. E mai simplu uneori de gestiona niște procese. Frontieră, pașapoarte, biometrici. Deci toate chestiile care erau în planul de acțiune pentru liberalizarea regimului de vize. Și atunci este important ca să nu fim ținuți în spate de ceilalți. Și iată, lucrul ăsta nu s-a întâmplat în cazul vizelor. Lucrul ăsta... iarăși, n-ar trebui să se întâmple și în alt caz. Pe de altă parte, iată acum Georgia și cu Ucraina nu avansează nicicum. Cu toate că Georgia este un pic mai avansată, dar este într-un fel, nu pot să zic că este o static situație cu Ucraina, dar sunt niște realități acum în Uniunea Europeană, pentru că au apărut alte probleme, a apărut criza migranților, a apărut problema Siriei, care iarăși este foarte... are și conexiune cu criza migranților, terorism, etc. Deci au apărut o sumedenie de alte probleme acum și agenda liderilor europeni se schimbă. Deci dacă vă uitați pe agenda summit-urilor europene, deci a Consiliului European, deci migrația, Siria, terorism, deci asta domină. Și atunci, deci noi, eu cred că nouă ne-a... Deci noi ne-am făcut temele la timp pe vizii, de exemplu, ne-am mișcat repede, dar am avut, cred că și noroc, că deci s-a întâmplat ce s-a întâmplat atunci și cum s-a întâmplat criza în Crimeea. Că acum, deci situația este cu totul alta, este mult mai dificilă, deci în plan regional și european, cu aceste sfidări la adresa securității europene. Poftiți? Este și dezamăgirea lor, ceea ce s-a întâmplat în Moldova. Este un... acum la noi, bine, deci asta, da, dar eu ziceam că mă uitam la ceea că ucrainenii și georgienii, iată, sunt în așteptare, pentru că ei acum vor să pună un mecanism, să instituie un mecanism, Uniunea Europeană vrea să instituie un mecanism, deoarece există această criză a migranților, etc., etc., deci vor să instituie un mecanism prin care, deci, dacă există o creștere alarmantă a, de exemplu, migranților dintr-un stat terț cu care ei au regim de liber de vize, atunci se poate stopa automat regimul ăsta, de exemplu, dintr-un stat terț, să fie stopată chestiunea asta și lucrul ăsta, mecanismul ăsta, deci trebuie, este acum în dezvoltare și trebuie să fie aprobat de către Parlamentul European, de către Consiliu, de către Uniunea Europeană este foarte importantă pentru Republica Moldova, atât ca modalitate de a ne moderniza ca stat,
în domeniul politic, dar și economic. Ne sprijină, deci, inclusiv financiar, dar și cu alt ajutor tehnic și de altă natură. Deci eu cred că nu va fi o schimbare de vector al politicii externe la noi, la Chișinău, după alegeri, pentru că, iarăși, relația cu Uniunea Europeană este în interesul național al Republicii Moldova. Președintele, sunt sigur că va acționa în interesul țării și interesul țării dictează relații bune, foarte bune cu Uniunea Europeană.